A apărut prima filmare de la reținerea tinerei din Constanța, care a bătut 9 persoane într-un bar, printre care bodyguards și 4 polițiști. Vă avertizăm că imaginile au un puternic impact emoțional. Mama mea e procuror! Și așa te învață cum să te porți. Mama mea e procuror! Extraordinar! Pe filmare se observă cum polițiștii se chinuie să o încătușeze pe femeia, care continuă să-i amenințe. Cu puține momente înainte, Constanțeanca a pornit un scandal într-un bar. A lovit 2 angajate, printre care și actuala prietenă a fostului ei iubit, după care și-a vărsat furia asupra agenților de pază care au încercat să intervină. Nici măcar un echipaj format din 3 polițiști locali nu a potolit-o pe femeie, fiind nevoie de intervenția Poliției Naționale. După ce a fost încătușată, tânăra s-a plâns agenților că se simte rău și nu poate să respire. Și-a revenit însă când a ajuns la secție, unde a mai lovit un polițist.